Papa Francisc este în România și se îndreaptă către Cotroceni, acolo unde vor începe întâlnirile oficiale. Coloana care îl duce pe Sfântul Părinte tocmai părăsește aeroportul, zona salonului oficial. Va merge drept și cu mare viteză de-a lungul traseului DN1 și șoseaua Chiselef, unde la un moment dat există o zonă unde este prevăzută o deplasare mai lentă a coloanei. Coloana va încetini puțin într-o anumită zonă pentru ca papa să salute pe cei care s-au adunat deja de acolo. De dimineață. Ceva mai înainte, corespondentul nostru, Roxana Hulpe, stătea de vorbă cu Bogdan, un băiețel de 9 ani, venit să-l vadă pe papă, să-l salute și să fie parte a acestui eveniment. Continuăm să urmărim imagini cu deplasarea papei, dar suntem în legătură și cu Roxana, în zona piațetei Regelui Mihai. Roxana, ține-ne la curent, ce mai e nou la tine? Bună ziua din nou! S-au strâns destul de mulți oameni aici, așa cum vă spuneam și în intervenția anterioară. Au venit foarte mulți copii, dar am văzut și bunici și părinți. Părinți cu toții așteaptă. Este o stare de așteptare, de emoție, o stare de liniște copleșitoare, dar este un murmur. Din clipă în clipă așteptăm să vină, să treacă pe aici coloana oficială. Trec în fiecare moment, trec pe aici mașini ale forțelor de ordine în recunoaștere înainte să ajungă Papa Francisc. Iată, se spune Papa Francisc salută deja din mers. Salută deja din mers pe traseu. Roxana, tu nu-l vezi, dar asta se întâmplă. A coborât geamul portierei, a scos brațul pe geam pe DN1 și salută oamenii care îl întâmpină. Este deja o atmosferă familiară între papă și curioșii, credincioșii, binevoitorii care au venit să-l salute. Te rog, continuă. Am văzut mai devreme trecând cel mai probabil delegația oficială și delegația de jurnaliști, dar într-adevăr sunt și foarte multe forțe de ordine. Te rog. Foarte multe forțe de ordine, sunt elicoptere care monitorizează zona clipă de clipă. Vreau să vă spun ceva, înainte cu câteva minute, cineva mă întreba din public de aici cum ar trebui să mă port, cum ar trebui să mă comport, poate se uită la mine Sfântul Părinte și mi-am amintit de teama papei într-un interviu. Spunea că întotdeauna era teama asta de a nu fi iubit în tinerețe și întrebat cum a depășit această teamă, a răspuns foarte frumos. Întotdeauna mi-am dat seama că pentru a fi iubit trebuie să fiu autentic, să fiu eu. Așa că acesta este sfatul meu, asta le-am spus și copiilor. Fiți voi, vă bucurați. Au venit foarte mulți copii cu desene pentru Papa Francisc. O fetiță de doar 5 ani a desenat grădina Maicii Domnului, avea și flori în mâini. Sunt foarte mulți bunici aici. Este o vizită pastorală și este atât de importantă pentru noi toți, chiar dacă suntem într-o țară majoritar ortodoxă, pentru că suntem ortodoxi undeva la 87-90% în România. Dar iată, de astăzi, Papa Francisc, timp de 3 zile, ne cheamă să fim împreună, să mergem împreună, pentru că acesta este și motto-ul acestei vizite. Noi așteptăm clipă de clipă, trec în continuare mașini aici, de o parte și de alta a străzii Chiselef, pentru că traficul a fost restricționat. E o mulțime de oameni, vedeți și steagurile acelea pe care le vor primi astăzi toți pelerinii din capitală. Pe o parte este drapelul Vaticanului, iar pe cealaltă parte este drapelul României. Este atât de important ca fiecare preot, episcop, conducător să fie în mijlocul comunității sale, pentru că doar așa poate afla frământările și problemele celor pe care îi păstorește până la urmă. Așa că oricum am privit această vizită a papei, este o lecție pentru noi toți, să fim împreună, să rămânem uniți și iată că din clipă în clipă vom avea ocazia să-l salutăm pentru prima dată pe Papa Francisc. Cine știe, autoritățile au promis că această coloană oficială, am înțeles că va fi o Dacia Logan, va opri, poate va deschide geamul, ne va oferi un zâmbet copleșitor. Este, așa cum am spus, o stare de emoție, de așteptare continuă, dar este un murmur. Aici toată lumea vorbește. Cum va fi Papa? Oare ne va zâmbi? Oare se va uita la noi? Oare va opri? E o zi la care oamenii ăștia au visat foarte mulți dintre ei. Am văzut și mulți oameni care au fost prezenți chiar atunci, în urmă cu 20 de ani, când a fost Papa Ioan Paul al II-lea, atunci când a slujit cu Patriarhul Teoctist, și au spus că nu s-au gândit niciodată că vor mai prinde o astfel de zi istorică. Așadar, nu ne rămâne decât să așteptăm, să vedem cum va fi.
pentru că fiecare dintre acești oameni vor așa să smulgă un zâmbet, pentru că e primul contact pe care Papa Francisc îl va avea cu românii, dar nu numai, pentru că sunt și foarte mulți turiști. Să știți că am stat de vorbă cu oameni veniți de la Roma pentru această vizită, am stat de vorbă cu oameni veniți din Budapesta, erau cu bagajele aici, au venit strict pentru această zi. Astăzi Papa Francisc va avea mai mult întâlniri oficiale. Știm că de aici, coloana oficială, de unde ne aflăm noi, pe strada Kiselev, în colț cu strada Ion Mincu, spre Calea Victoriei, coloana oficială se va îndrepta spre Palatul Cotroceni. Acolo este și Iulia, este și Cosmin, care vă vor aduce la curent toate informațiile. Așa este. Coloana în care se află... Nu a ajuns încă, Leo. Coloana în care se află Papa Francisc se deplasează în continuare pe DN1. Roxana, ne vom întoarce la tine de îndată ce coloana se va apropia. Urmărim imagini cu coloana în care se află Papa. Este încă în Otopeni, se apropie de podul care face legătura între Otopeni și București. Ce am observat puțin mai devreme, în momentul în care au ieșit din aeroport, că s-a blocat circulația acolo, ai văzut, s-au dat oamenii jos din mașini și făceau poze, nimeni nu protesta, e o bucurie. Dacă nu sunt claxoane, este semn bun că șoferii care rămân blocați în trafic au un motiv important pentru a nu se enerva. Uite-te câtă multă lume este pe margine. Și vedem și norul cumva în spate, înspre Ploiești. Și mi-am adus aminte, spuneai puțin mai devreme că de la ora 3, de la ora 15 o să fie cod portocaliu de vreme rea. Am auzit undeva sau am citit, mai mi-aduc aminte, Dumnezeu numără pașii celui care merge către biserică. Așa că dacă o să plouă, cu atât mai mult... În fond luăm ceea ce vom avea. Nu, fie că este soare, că este înnorat sau că va fi ploaie, toate devin ocazii. Evident că fiecare dintre noi ne-am dorit să fie o vreme mai uscată pentru această ocazie. Dar în fond, ceea ce vom avea, aceea vom primi și vom trăi toate aceste momente, fie ploaie, fie soare, cu mare bucurie și cu mare credință, în fond. Într-un Logan călătorește sanctitatea sa. Iarăși e interesantă imaginea asta. Ai văzut, era, la un moment dat a fost o imagine de sus. Sunt aceste mașini ale SPP-ului, care mai de care, mai mari, mai așa, și un Logan mic. Și mi-am adus aminte de imaginea din Statele Unite, când erau acele mașini ale celor care se ocupă acolo de securitate, niște tancuri, și un Fiat foarte mic între ele. Bineînțeles, o bună oportunitate de reclamă pentru Fiat. Uite, astăzi îl vedem într-un Logan. Uite, vă întreb pe amândoi. Ce îi spui papei dacă se oprește să te salute? Păi să începem cu părintele. Ce dar eu nu-l întreb. Eu, pentru că nu-l întreb în sensul că atunci când cunoști o persoană, nu-l întreb. Mă prezint. E bucuria întâlnirei. Mă prezint spunând cine sunt, cine cred eu că sunt despre mine. Și numai mai apoi, atunci când începi să cunoști o persoană, faptul că îl interpelezi sau că te lași interpelat de privire, de gest, de strângerea mâinii, în fond, cealaltă persoană îți devine oglindă. Te ajută să te cunoști și să vezi cine ești și tu. După fiecare întâlnire. Fiecare persoană pentru noi este o provocare. Fie că ne supără, fie că ne bucură, devine o ocazie ca noi să ne cunoaștem mai bine, să ne cunoaștem atât slăbiciunile, cât și capacitatea noastră de a face atât bine, de a asemăna bucurie, zâmbete și multă, multă fericire. L-ați întâlnit personal? Nu l-am întâlnit. Sper să-l întâlnesc, dacă nu în aceste zile, săptămâna viitoare la Roma. Ce vedem acum sunt cardinalii care așteaptă să-l primească pe Sfântul Părinte la Cotroceni. Da, exact, ei au ajuns. Delegația, este vorba de delegația întregului episcopat catolic din România, e vorba de episcopii romano-catolici și greco-catolici din România, care l-au întâmpinat și ei la aeroport, iar acum au ajuns aici la Cotroceni. Dar din delegația de la Vatican, eu am observat câțiva cardinali pe care îi cunosc. Cel din stânga, primul este primul ministru al Vaticanului, e vorba de secretarul de stat Piero Parolin. Mai recunosc printre cei prezenți în delegația de la Vatican cardinalul Beciu. Cardinalul Beciu este prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților, adică acel ministru care se ocupă, folosesc această pentru că ne ajută această imagine, acel ministru care se ocupă de toate aceste cauze, le studiază cu toate comisiile, pentru ca
să cei care sunt propuși spre beatificare să nu aibă urmă de compromis. 20 da. De ani a durat analiza dosarului celor șapte beatificați de duminică. În 1999 a fost depus la Vatican. Citam că are undeva la 40.000 de file. Da. Toată această informație pentru a fi analizată și iată, după 20 de ani sunt beatificați. Ce înseamnă însă, pentru că suntem într-o țară majoritar ortodoxă, ce înseamnă această beatificare? Este o treaptă. Atunci când cineva devine sfânt, o face treptat. Se ridică. E treapta dinaintea sfințeniei, de a fi declarat cineva sfânt. Dar este oricum ridicat la cinstea altarelor. A fi venerat ca fericit în Biserica Catolică este circumscris, este legat de un teritoriu. Ei devin sau sunt ridicați la cinstea altarelor pentru România, pentru diecezele sau mai degrabă pentru eparhiile greco-catolice. Ca noi de aici, din România, să-i cinstim. Atunci când vor fi declarați sfinți, dar pentru a deveni sfânt, au nevoie ca să facă ceva pe acest pământ, adică să facă niște minuni, ca să-și dovedească oarecum calitatea pentru a fi declarați sfinți. Ei atunci vor fi declarați sfinți pentru întreaga Biserică Catolică, universală, deci nu doar local. Să facem precizarea că vorbim de cei șapte episcopi care au fost arestați în 1948, practic au fost obligați să se unească cu Biserica Ortodoxă, securitatea în acea vreme și comuniștii au vrut să lase impresia că această unire este cerută de Biserica Ortodoxă, dar din contră i-au obligat și pe greco-catolici și pe ortodoxi să facă această unire, tocmai pentru a scăpa de greco-catolicii din România, pentru că nu era de acceptat pentru oamenii acelor vremuri ca în România să existe o mișcare religioasă care să aibă șefii peste granițele țării și să răspundă în fața altora. Era o dispariție prin unire. Ce se urmărea era ca Biserica Catolică să dispară pur și simplu. Prin unire. Ei, și atunci cei șapte episcopi s-au împotrivit, episcopii greco-catolici s-au împotrivit și au fost arestați în noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948 și după aceea, rând pe rând, au pătimit groaznic și au murit în închisorile. Și au murit treptat de la, din anii 1950 până în 1970. Ultimul mort este Iuliu Hosu, 1970, este cel care a citit proclamația de unire de la 1918, că tot am vorbit de unire acum, de curând, de centenar, este omul care a citit acea proclamație și iată cum a fost răsplătit peste ani de... Era elita bisericii, era simbolurile bisericii. Exact, școala ardeleană, rolul bisericii greco-catolice în toți acei ani. România a fost formată de către cei care cred în Hristos, fie că foarte mulți care făceau parte din Biserica Greco-Catolică, mă refer aici, în Transilvania, dar și de Biserica, de Biserica Ortodoxă, care era prezentă tot în Transilvania în acele vremuri, cu tot efortul de care au avut parte. Și iată, unul dintre făuritorii Unirii și-a dat viața pentru Hristos, pentru că a fost ucis din ură față de credință. Țin să precizez aici că acea inițiativă nu a aparținut vreodată Bisericii Ortodoxe Române și ar trebui accentuat ori de câte ori pentru a vindeca și această rană sau această prejudecată. Nu a fost Biserica Ortodoxă din România care să comande anihilarea sau dispariția Bisericii Greco-Catolice, ci Stalin. Exact. Exista experiența Ucrainei care făcuse același lucru ceva mai devreme. Și s-au făcut acele consilii, comitete de adunat semnături prin satele unde erau greco-catolici. Normal, credincioșii n-au vrut să semneze și atunci securitatea pur și simplu a falsificat aceste semnături tocmai pentru a da o tentă, eu știu, un iz legal al acestui proces. Și, bineînțeles, prin amenințări, prin șantaj, prin arestări, o parte din preoții greco-catolici au fost convinși să fie de partea acestei uniri. Pe de altă parte, și la ortodox s-a întâmplat la fel pentru a accepta această unire. Pentru că, spuneam puțin mai devreme, în închisorile comuniste, cot la cot au suferit și greco-catolicii, și ortodoxi, și catolicii, și așa mai departe, toți cei care
mărturie de credință a fost aceeași. Aici mă gândesc și la, și la fericitul Vladimir Ghica, pentru că noi îl avem aici la București pe, pe fericitul Vladimir Ghica din familia de prinți, care a fost beatificat în 2013 și a fost, am impresia, prima beatificare, primul act al Papei Francisc, a fost această beatificare care a avut loc la noi, la noi în țară. Și el, făcând parte dintr-o, dintr-o familie de prinți, a devenit preot după 50 de ani, a fost preot biritual și greco-catolic și romano-catolic, era preot la Paris și iată și-a dat viața... Iată, a intrat în, a intrat în București, a trecut de Boneasa, suntem, se apropie în, de... Suntem în Piața Presei Libere și se apropie de, de locul, la Fântâna Miorița mai exact. Și uite oamenii care au ieșit să îi facă cu mâna, să aștepte probabil un semn, o privire, cum spunea Roxana puțin mai devreme. Înseamnă ceva să... cumva să te întâlnești cu privirea Papei chiar de acolo, de pe, de pe marginea trotuarului. Și uite, le face și, cu mâna. Da, se vede, da, se vede și e neobosit. Trezit de la 4:30 după un zbor în care deja a întâlnit o mulțime de oameni în avion. Are ceva energie. Bă. Citeam că... Cred că și ea ceva energie. În zâmbetele astea, știi, pe care le primește înapoi. N-am cum să nu mă gândesc la un fost președinte de al României care... se spunea că îi se aduc ginsenguri de peste mări și țări. Nu, aici energia clar este harul. Este una spirituală. Pentru că se trezește în fiecare dimineață la 4:30, 5:15 și după aceea intră în rugăciune. E bine, în rugăciunea aia te, te întărești și te încalci de, de energia de care ai nevoie pe parcursul zilei. Rugăciunea și contactul uman. Pentru că, în fond, și rugăciunea, dar, de fapt, întâlnirea reală cu persoanele. Pentru că de la fiecare luăm unii de la alții, atunci ne putem încărca de, de, de tensiunea celuilalt sau, la fel, ne putem încărca de tot binele prezent în viața celuilalt. Avem nevoie unii de alții și, de aceea, și Papa se încarcă de la, această, de la acest bun venit pe care, pe care România îl oferă, pe care noi îl oferim. Aici mă gândesc și la concursul autorităților. Aici, pe toată această bucată de traseu, de la aeroport până la intrarea în Otopeni, până la intrarea în București, am avut și concursul autorităților din județul Ilfov al prefectului. Am pregătit toată această zonă cu, cu e meșuri. Un examen ăsta. Da, e un examen și de bun venit. Adică avem nevoie să-i spunem bun venit toți, catolici, ortodoxi și autoritățile, și la fel concursul autorităților, autorităților centrale din România, dar și al primăriei, primăria sectorului 1, primăria generală, care în această perioadă au ajutat foarte mult la dezvoltarea acestui eveniment. Ce vedem în acest moment sunt imagini din timpul zborului, când delegația de jurnaliști oferă daruri Sfântului Părinte și se, se face acest schimb de... Nu vreau să fiu cârcotaș, dar e plăcut să-i vezi pe jandarmi la astfel de manifestări și mai puțin prin lunile august. Să-mi fie cu iertare, Părinte, da. Era de la căldură. De la căldură, da. Dar e bine să vedem acest examen de normalitate. Cam așa ar trebui să, să arate o societate vizitată, să facem vizite, să primim, să ținem legătura cu restul lumii, să fim apreciați, să simțim și noi românii că, uite, suntem băgați în seamă, pentru că așa ne crește și nouă și buna dispoziție și cheful de viață și... Și autostima. Avem o energie bună, da, autostima... Avem nevoie de aceasta. De aceea zic, în toată această perioadă în care am colaborat cu, cu toate autoritățile și cu serviciile secrete și cu SPP-ul, cu toate structurile Ministerului de, de Interne, am avut o colaborare foarte bună. Nu acea colaborare de care se zice, cu note informative și cu... Chiar avem nevoie să... Pentru că e vorba de a... de a lucra pentru binele țării, pentru binele cetățenilor, pentru a ne ajuta unii pe alții, ca această experiență a vizitei și acest dar al vizitei Sfântului, Sfântului Părinte să fie în folosul tuturor. De aceea țin să mulțumesc tuturor acestor autorități. Trecem prin Piața Arcului de Triumf, cine Roxana. Geamul este coborât, Papa Francisc are brațul scos pe geamul coborât și salută mulțimea, Roxana. Da, suntem aici. Foarte multă lume s-a îndreptat valii, dacă pot să, să vadă și oamenii de acasă. Sunt rânduri de oameni formate și de o parte și de alta străzii. Așteaptă să ajungă. Cred că deja vedem, noi de aici suntem undeva în intersecția șoselei Chiselev.
Sunt prima dată motocicliștii, evident, forțele de ordine. Sunt mulți oameni care au spus că așteaptă să arunce cu flori spre papa. Să vedem dacă se va întâmpla asta. Din clipă în clipă va ajunge, iar din acest moment toate drumurile de la Roma, care duc spre Roma, astăzi vor duce spre cei 50.000 de oameni care sunt așteptați în capitală astăzi, în toată zona, fie că vorbim despre bulevard, despre șoseaua Chiselev, despre Catedrala Sfântul Iosif, Catedrala Națională. Astăzi autoritățile spun că vor fi peste 50.000 de oameni. 25.000 vor fi doar în zonele special amenajate, acolo unde se poate intra doar cu acele bilete. Se pare că vremea ține deocamdată cu noi, e un nor deasupra noastră, dar nici gând să se reverse ceva asupra noastră. Este frumos, este senin, dar să știți că veți primi astăzi și pelerine din partea organizatorilor. Iată, se îndreaptă spre noi coloana oficială. Sunt primele mașini, așa cum am spus, cei care asigură protecția și papă și paza papei pe întreaga vizită în România. Cu siguranță oamenii încep să aplaude. A trecut. A încetinit puțin. Era cu mâna pe geam, cu acel zâmbet molipsitor. Oamenii prea puțini au reușit să-i smulgă un zâmbet, dar era cu mâna pe geam, semn că a ajuns la noi și se bucură să fim împreună, să mergem împreună în aceste zile. Acum se îndreaptă spre Palatul Cotroceni. Sunt foarte mulți copii care au aruncat cu flori aici și cu desenele pe care le-au pregătit. Alții n-au reușit pentru că a trecut extrem de repede. Mă întorc la voi pentru că eu vă voi aștepta în continuare la Catedrala Națională de la ora 17. Mulțumim frumos! Cum să nu? Că a trăit din plin. Cum să n-ai cu așa o întâlnire? Din plin momentul. Această așteptare care, iată, încarcă. Este semn bun, este semn bun, este semn că chiar se întâmplă o întâlnire. Că această întâlnire, chiar și atunci când nu reușești să dai mâna sau să obții, să primești sau să dăruiești o îmbrățișare, te încarcă de o experiență reală și ce de bunătate. Să vă întreb, există vreun studiu sau, nu știu, poate că e mult studiu, dar după venirea acestui papă la conducerea Bisericii Catolice, a crescut numărul credincioșilor care s-au apropiat de biserică? Eu știu, poate pot fi contabilizate cumva la spovedanie. Sunt mai mulți oameni care vin la dumneavoastră acum? Pentru că ne schimbă și pe noi. Venirea acestui papă ne provoacă și pe noi să fim așa cum este el și să dăm la o parte o serie de prejudecăți și de măști, de bariere, de doar un moment vă întrerup să punctăm la Cotroceni. Președintele și soția sa, Carmen Iohannis, se pregătesc să-l întâmpine pe Papa Francisc. Nu va dura mult până va ajunge acolo. Mă întorc la... Revenim, adică da, atunci când crește numărul? Crește numărul victoriei. Crește numărul celor care erau oarecum indiferenți, uneori chiar agnostici, pentru că ajung să-L descopere pe Dumnezeu printr-o persoană. Nu mai este un Dumnezeu predicat doar din versete, dintr-o scriptură, ci este un Dumnezeu care din versetele acelea din Sfânta Scriptură a luat carnea mea. Adică sunt acele cuvinte din Sfânta Scriptură care mă locuiesc pe mine. Încep să-mi intre mie prin ureche, să-mi ajungă mie la inimă, să-mi transforme privirea mea, gesturile mele. Și acest lucru se întâmplă cu acest papă. El devine profund evanghelic. El este atât de apropiat de această imagine de Hristos, deranjează de multe ori pentru că spune lucrurilor pe nume, poate deranjează și unei lideri mondiali, dar lucrul acesta, așa a făcut și Hristos. Și avem nevoie de astfel de exemple pentru și simt lucrul acesta, am văzut la foarte multe persoane, de când este Papa Francisc la Vatican, foarte multe persoane au rămas profund impresionate și spun, nu mă gândeam, credeam că Biserica Catolică mi s-au livrat atât de mult toată acea imagine, numai inchiziție, numai cruciade, arderea vrăjitoarelor. Au existat toate acele episoade. Multe păcate au existat în trecut, dar avem multă sfințenie, pentru că noi înșine suntem capabili de lucruri bune, dar și de multe lucruri rele. Și acest exemplu personal pe care îl vedem din toate gesturile pe care le face, după care vine iarăși mesajul pe care îl transmite oriunde se duce. Iarăși într-un interviu povestea că atunci când a fost
când a fost ales papă, cardinalul care stătea lângă el l-a strâns în brațe și a șoptit la ureche să nu uiți de săraci. Și povestea că după aceea îi tot răsuna acest ecou să nu uiți de săraci, să nu uiți de săraci, de-aia și spune la un moment dat că își dorește o biserică săracă pentru oamenii săraci, de-aia și această deschidere către săraci, de-aia și și-a ales și numele de Francisc, amintind de Sfântul Francisc de Asizi. Exact. De-aia și renunțat să dea prime episcopilor la instalare și să folosească în schimb banii pentru scopuri caritabile, o veche tradiție. Da, și asta nu vine dintr-un gest pe care l-a făcut atunci spontan și a avut o revelație în momentul alegerii, ci vine din toată experiența de viață, pentru că în 2001, când a fost ales cardinal, credincioșii din eparhia în care era, au strâns, au făcut o colectă și au vrut să vină la Roma să-i stea alături. Și atunci papa i-a îndemnat, luați bănea și donați, faceți ceva bine, că eu oricum întorc la voi și ne vedem acasă, n-are rost să veniți după mine până la Roma. Iarăși, un gest. Nu a făcut, de când a fost ales, nu a făcut nimic nou. A făcut ceea ce era obișnuit să facă și înainte. Și iată, a adus acest... Încă un moment în care îl vedem pe Papa Francisc. Atât de aproape. Iată. Și zâmbetul său. Cred că este pe calea Victoriei. Pe calea Victoriei este, da. Foarte aproape uite, de Palatul Regal. Și uite câtă lume da. S-a adunat. Îți dai seama și vă dați seama ce o să fie mai pe seară în fața catedralei, unde o să vină să slujească. Câți oameni sunt așteptați? 25.000 între cei înscriși, dar cu siguranță autoritățile ne-au spus că vor fi peste 50.000, dacă nu 100.000 de persoane. Asta, dacă vremea ne ajută, dacă nu va speria pe cineva. Eu cred că vor fi și... Chiar pe ploaie, oamenii nu vor rata o asemenea întâlnire. Veni, pentru că în acel kit pe care îl vor primi, pomenea puțin Roxana mai devreme, practic este o pelerină. Sunt câteva zeci de mii de astfel de pelerine pregătite pentru oameni și... Cu siguranță. Pentru toți cei care s-au înscris, ei vor primi aceste... Iată, în momentul acesta trece prin piața George Enescu, cred, da, în fața exact. Palatului Regal. Da, și Palatul Regal. Am văzut scaunele deja așezate, pentru că diseară oamenii vor veni acolo în piața George Enescu, va fi un concert înainte de ieșirea papei, va merge la ora 18 și 10 minute programată Sfânta Liturghie. Sfinte Liturghie, după care va fi o predică, o omilie. Cuvântul, da, e cuvântul de învățătură. După aceea, cu papa mobilul, asta, bineînțeles, dacă nu o să plouă cu tunete și fulgere, dar cred că și așa, pentru că am văzut zilele astea în arhivă o mașină, nu știu în ce țară era, dar era un papa mobil cu o pelerină și își vedea de treabă, toți credincioșii erau acoperiți de pelerine galbene, de se poate. Coloana este în drum spre Palatul Cotroceni, acolo suveranul pontif e așteptat cu emoție, dar și cu un protocol destul de elaborat.